Dacă nu le povestim iar și iar, istoriile reale de viață trăită, ca parte a istoriei mari din manuale, se pierd. Destinele înaintașilor noștri sunt demne de a fi cunoscute. Din toate colțurile Moldovei s-au ales tineri visători și curajoși care au îndrăznit să plece de la șes sau de la munte pentru o dragoste mare, marea. Au cunoscut disciplina militară a Marinei Regale, al doilea război mondial cu toate traumele sale, lipsuri, pierderi, spaime, au fost martori instaurării regimului comunist și au trăit nedreptățile acelui regim de teroare care le-au luat demnitatea și profesia. Iar unii dintre ei au trăit să vadă și căderea regimului comunist și au așteptat, într-o lungă tranziție, reparația morală de care aveau nevoie în calitate de veteran de război. Au fost comemorați la Iași, în cadrul restrâns, comandorul veteran de război avocat Mircea Păun și comandorul Mircea Ciobanu. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertare păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Comandorul veteran de război avocat Mircea Păun este născut la Iași în 1920, descendent al unei vechi familii de intelectuali. După absolvirea Liceului Național din Iași, Mircea Păun a optat pentru școala navală din Constanța, pe care a absolvit-o în 1941 și a intrat direct în focul războiului. Este ambarcat pe submarinul Marsuinu, submarin minier și torpilor, și în continuare răspunde la misiuni de luptă în Marea Neagră, până în 1944, până într-un 5 septembrie, când flota noastră a fost dezarmată de aliatul sovietic. A fost repartizat apoi, ca, alături de alți camarazi, la flotila de dragaj la Dunăre, misiune extrem de periculoasă, pentru că ei nu erau pregătiți nici pentru Dunăre, nici pentru asemenea misiune, mai ales că luptau cu un dușman nevăzut. Era vorba de minele subacvatice aruncate mai ales de aviația anglo-americană. O viață ca pe valuri în furtună, așa cum mulți alți marinari militari au fost nevoiți să reziste în perioada comunistă, schimbându-și profesia. Mircea Păun a revenit la Iași, unde a făcut studii de drept și poveștile de război și de marină le-a transmis nepoților săi, devenind eroul absolut al copilăriei lor. Toate aceste evenimente parcă le-am trăit lângă el, pentru că mi-au fost povestite viu. Avea un talent deosebit în a nara, în a povesti cele întâmplate, în a avea anumite licențe artistice atunci când spunea o poveste și să știe cum să fie autentic în tot ceea ce spune. Și familia comandorului Dumitru Ciobanu a menținut vie amintirea străbunului lor, cel care, după război, a fost profesor la Hangu, în satul care a dispărut sub ape odată cu construirea hidrocentralei de la Bicaz. Că erau niște oameni deosebiți, foarte corecți, muncitori, bine crescuți, educați, de la ei învăță foarte mult și foarte bine pregătiți profesional în toate domeniile de activitate. Oricine venea, putea să poartă o discuție la nivel înalt. Întâmplări evocate cu simplitate și sinceritate, un salut de militar și o coroană din partea marinarelor tineri, pentru că datoria noastră a celor de azi este să nu uităm cine au fost eroii noștri.